Mai multe posturi de poliție din Argeș vor fi modernizate anul acesta. Pe lista IPJ Argeș se află și unul din zona Mușcel. Este vorba despre postul de poliție Vlădești, pentru modernizarea acestuia fiind alocate 200 de milioane de lei. În ultima perioadă, mai multe sedii ale poliției rurale au trecut prin procese de modernizare și reabilitare, printre acestea numărându-se cele de la Budeasa, Săpata, Dârmănești, Coșești și Lunca Corbului. În perioada următoare vor fi demarate lucrări de reparații la posturile de poliție din Vlădești, Cepar și Beleți Negrești. La priorități au mai intrat posturile de poliție care au acoperișul afectat sau cele care au nevoie de investigații urgente.